ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă. Astăzi conferința va fi susținută de copreședintele Partidului Național Liberal Filial Agos, domnul Dan Vâlceanu, și alături de noi se află domnul Gigel Jianu, candidatul nostru pentru primăria municipiului Motru. O să-i dau prima dată cuvântul domnului Jianu. Vă rog. Bună ziua! Eu aș vrea să vorbesc despre câteva puncte din programul meu pentru, ca și candidat pentru primăria Motru. Eu am fost primul în Motru care mi-am anunțat candidatura și care am vorbit despre măsuri cu care voi veni pentru orașul Motru și am constatat că aceleași lucruri se găsesc și în agenda cetățenilor. Și aici aș vrea să vorbesc în primul rând despre locurile de muncă. Este cea mai importantă problemă, cea mai cerută măsură din partea cetățenilor, crearea locurilor de muncă. Și aici aș vrea să vă spun că foarte mult ne ajută în acest sens înființarea unui parc industrial. Am vorbit despre asta, vreau să repet, înființarea unui parc industrial în zona Motru ajută foarte mult crearea locurilor de muncă, atrage investitori datorită facilităților pe care aceștia le au în interiorul unui parc industrial. Orașul Motru îndeplinește condiții pentru acest lucru, pentru înființarea parcului industrial, respectiv prevederile legii 186, atât din punct de vedere al accesului, cât și al utilităților. Nu va fi ușor, dar sigur vom realiza acest lucru. Aici ne bazăm foarte mult pe investitorii locali, dar dacă nu este suficient, vom căuta și alți investitori. Vom merge și vom aduce investitori. Facem tot posibilul pentru crearea locurilor de muncă. Pentru că orașul Motru a pierdut foarte multe locuri de muncă, activitatea de producție s-a restrâns foarte mult, avem unități miniere închise în decursul timpului, avem uzină mecanică închisă, s-a restrâns foarte mult activitatea de transport, toate activitățile s-au restrâns. Zona Motru, ca și activitate de producție, avem doar mineritul, cele două cariere, Roșiuța și Lupoaia. Și mai e o fabrică de confecții. Toate celelalte activități sunt de prestări servicii și desfaceri. Și dorim, ca și în Motru, să se dezvolte o activitate de producție. Prin asta se vor înființa foarte multe locuri de muncă. De asemenea, aș vrea să vă spun că având în vedere situația în care se află orașul Motru la această dată, situația economică, comparativ cu alte perioade, cu câțiva ani în urmă, nu este prea roză și oamenii, puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut, veniturile au scăzut, locuri de muncă sunt puține și pentru a veni în ajutorul tuturor și al municipalității, al administrației locale, ne-am gândit să inițiem un referendum prin care propunem, cerem părerea locuitorilor pentru schimbarea rangului localității de la municipiu rang 2 la oraș rang 3. Acest lucru vine în întâmpinarea nevoilor tuturor. Venim cu o scădere a taxelor și impozitelor pentru toată lumea. La această dată și ideea a venit chiar din partea cetățenilor, a locuitorilor. Un astfel de lucru, prin perspectiva accesării fondurilor de dezvoltare, ne va ajuta pentru că se trage și un semnal de alarmă, se atenționează faptul că viața socioeconomică în municipiul Motru a scăzut foarte mult, diferă și nu ne putem compara municipiul Motru, rang 2, cu municipiul Târgu Jiu, de exemplu, rang 3.
Vom fi nevoiți la un moment dat să accesăm fonduri pentru infrastructuri, pentru obiective în infrastructură, care se presupun că un municipiu de rang 2 le are. Iar pentru dezvoltare va fi foarte greu să mai accesăm fonduri pentru respectivele obiective. Astfel că considerăm că este o măsură foarte bună și va veni în sprijinul dezvoltării orașului. Domnule președinte, Dan Vulceanu, vă rog. Bună ziua! Bine ați venit la conferința noastră de presă. Vreau în primul rând să vă spun câteva lucruri referitor la faptul că am văzut un articol în presa locală în care domnul Crăciumaru ne spunea că în viitorul mandat se va ocupa și de atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă. Tot a început domnul Jianu expunerea dânsului cu prioritatea cetățenilor din municipiul Motru, aceea de a avea locuri de muncă, care acum lipsesc. Lucru care, să știți că este la fel de actual și în Târgu Jiu. Domnul primar, după 16 ani de mandat, vine și ne spune că în viitor, sau în viitorul mandat, se va preocupa și de atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă. Spunea dânsul în expunerea pe care a făcut-o că acum avem condițiile să vină investitori, întrucât avem infrastructură modernă și, atenție mare, magazine. Deci investitorilor care vreau să investească în Târgu Jiu lipseau magazinele. Asta nu aveau investitorii de nu veneau în Târgu Jiu. Acum au magazine, slavă Domnului, pot să dea năvală să investească în municipiul Târgu Jiu. Pe de altă parte, îl invit pe domnul Crăciumaru să ne arate și noi infrastructura aia modernă. Nu. Oamenilor din Târgu Jiu și investitorilor trebuie exact ce vă spunea domnul Jianu mai devreme, care nu are experiența vastă a domnului primar în a conduce o primărie, dar știi un lucru, că dacă le creezi condiții, investitorilor ei atunci vin. Da, le trebuie parc industrial, trebuie să fie sprijiniți, trebuie să discuți cu ei, să le spui realitățile acestui oraș, să le spui că nu ceea ce văd ei în statisticile naționale, adică un salariu mediu de, nu știu, de valoare foarte mare, este salariul pe care îl câștigă oamenii în Târgu Jiu. Nimeni nu știe ce să vorbească cu ei. Nimeni n-a mișcat un deget până acum să discute cu un investitor să-l aducă în Târgu Jiu. Vin și ne spun, investitorii au plecat sau a venit cineva și a plecat pentru că nu e forță de muncă. Complexul energetic Oltenia pregătește disponibilizări, cum au mai fost și anul trecut. Tot de ei făcute, tot de directorii lor. Să-i întrebe pe directorii lor. La Minprest vor fi de asemenea disponibilizări. Eu în continuare să vă spun câteva lucruri și despre aceste disponibilizări de la Minprest. Am văzut un alt PSD-ist, tânăr PSD-ist, sau dintre tinerile talente, cei care doresc să continue munca lui Crăciumaru. Îl cheamă Gabriel George, care este director la această companie. Este și consilier local PSD. Care ne spunea imediat, în condițiile în care cei de la CEO i-au spus că trebuie să reducă cheltuieli, dar imediat, prima măsură, vor pleca 800 de oameni. Păi, domnul George, cum ați făcut dumneavoastră calculul? O raționalizare corectă a cheltuielilor poate salva locuri de muncă. Domnul George n-a știut lucrul ăsta. Imediat cum a auzit că trebuie să reducă cheltuieli, a și zis, 800 de oameni pleacă. Păi, domnul George, mai ușor cu mașinile, da? Hai să mai mergeți câte 2-3, mai salvați câteva locuri de muncă. Încă un lucru. Am discutat cu sindicaliștii de la Minprest și mi-au adus și mie documente. Vreți să vă spun care este prioritatea domnului George de a concedia oameni? Vi le citesc imediat. O să vi le citesc doar pe ultimele două, că sunt vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 condiții. Da? Și domnul George spune că se aplică în ordinea în care au fost trecute. Știți care sunt ultimele două? Vă spun eu acum. Contracte individuale de muncă ale persoanelor pe principiul ultimul venit, primul plecat. Și mai e unul. Contracte individuale de muncă ale persoanelor care au beneficiat de plăți compensatorii de la societățile minere și energetice. Adică din momentul în care ai vrut tu să pleci de la CEO, ai luat plăți compensatorii, te-a angajat George la Minprest. Și rămâi. Deși ai beneficiat de plăți compensatorii. Și pleacă
altcineva. O să vă pun la dispoziție și dumneavoastră acest document. Înainte de asta, sunt altele care consideră domnul George că sunt mai importante. Primul, contracte individuale de muncă ale salariaților care cumulează pensia cu salariul. Corect. Ăsta e corect. Dar nu știu dacă trebuie să fie primul. Contracte individuale de muncă ale salariaților care cumulează două sau mai multe funcții la agenții economici diferiți. Contracte de muncă ale salariaților care în ultimele 12 luni calendaristice au avut peste 30 de zile lucrătoare de concedii medicale, precum și minim 3 diagnostice. Contracte individuale de muncă ale persoanelor care au între 1 și 5 absențe nemotivate în ultimele 12 luni. Contracte individuale de muncă ale salariaților care sunt asociați la firme particulare sau numiți în funcții de conducere a acestora. Contractele de muncă ale salariaților care au săvârșit de abatere disciplinare, dar nu îndeplinesc condițiile de desfacere a contractului individual de muncă. Contracte de muncă ale salariaților care în actele desfășurate li s-a desfăcut contractul de muncă individual din motive imputabile lor cel puțin o dată. Contracte de muncă ale salariaților persoanelor pe principiu ultimul venit, primul plecat. Contracte de muncă ale salariaților ale persoanelor care au beneficiat de plăți compensatorii de la societățile miniere și energetice. Concedierea va afecta numai în ultimul rând salariații care sunt unici întreținători de familie, au soțul afectat de aceeași măsură a concedierii sau fac parte din categoria salariaților preluați din cadrul CNLO. Vreau să vă spun un lucru. Ați auzit cumva aici un criteriu să fi dat teren la CEO? Sunt oameni care au dat terenuri la CEO și au fost angajați la Minprest. N-apar niciunde. Nici că rămân, nici că pleacă. Ăsta trebuia să fie iar unul dintre criteriile pentru care ei trebuie păstrați. Da? Deci dacă ai dat teren la CEO sau ești ăsta cu unic întreținut de familie, este foarte bun, foarte corect. Dar oare când ai dat terenul la CEO și ți s-a promis că te angajează și te-au dus la Minprest cu un salariu minim, atenție, și ai acceptat și asta, făcând un bine până la urmă Complexul Energetic Oltenia și acum te dau afară după câteva luni, o fi corect? Da, am înțeles un lucru. Spune, păstrăm pe aia care au fost disponibilizați. Da. Dar nu-i păstrăm pe aia care au luat preț compensatorii. Eu știu că toți care au fost disponibilizați au luat preț compensatorii. Nu cred că a plecat cineva fără preț. În momentul în care... Nu, vedeți, maestră, în momentul în care s-a înființat Minprestul, au fost externalizate anumite posturi de la fostul CNLO. Și oamenii au trecut la Minprest prin transfer. Adică, doar pe aia considerează nu cei care au cerut după aceea din ce... Eu cred că criteriile astea trebuie să fie corecte. Asta vreau să spun, de fapt. Și cred că primele lucruri la care ar fi trebuit să gândească era dacă ai dat teren la Complexul Energetic Oltenia și dacă ești unic întreținător de familie. Pentru că sunt, de asemenea, persoane care au avut soțul sau soția decedat în câmpul muncii la CEO și au fost angajați ulterior la Minprest. Și atunci oamenii ăștia trebuie păstrați. Dar ăstea trebuiau să fie primele două criterii. De păstrare a lor. Și cred că printre criteriile de disponibilizare ar fi trebuit să fie ăsta. Ultimul venit, primul plecat. În condițiile în care nu ieși cu teren. N-ai dat teren la CEO. Dacă voi aveți întrebări. Documentul din care v-am citit este da. Este corespondența domnului George cu sindicatele. Da. Le spune sindicaliștilor cum va face... Semnat, nu? De domnul George. Alte întrebări, vă rog. Mulțumim.